La alegerile pentru organizația locală au participat președintele organizației județene, deputatul Cătălin Teodorescu, consilierul județean Dan Bica, Gheorghe Alexei, membru în biroul permanent județean, președintele organizației de femei Argeș Olimpia Doru, Emilian Tica, consilier județean și vicepreședintele PDL Cristinel Crețu. Ca atare vă supun la vot pentru funcția de președinte în persoana domnului State Ionel. Cine este de acord? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Deci domnul Stat Ionel a fost ales președinte al PDL Câmpul Lung. Foarte bun. Pentru funcția de vicepreședinte, domnul Crețu Cristinel Constantin, Popa Gheorghe Cornel, Dobrescu Andrei, Mățăoanu Sorin Ion, Malea Gheorghe și Vlad Marian. Acum încercăm să formăm o echipă, un birou permanent local în care să putem să ne batem pentru primărie și să o și câștigăm în anul 2016, să obținem și majoritatea în Consiliul Local, dacă se poate. Avem o echipă în care am îmbinat experiența unor oameni mai vârstnici, ca să spun așa, cu tineri, oameni ambițioși, cu care, cum v-am spus și mai devreme, vrem să câștigăm orice bătălie. Așa cum v-am mulțumit după alegerile locale din 2012, cu siguranță va fi nevoie de dumneavoastră și sunteți cei mai importanți pentru fiecare dintre cei prezenți aici. Partidul Democrat Liberal a fost partidul care s-a sacrificat din punctul nostru de vedere pentru binele României. Una dintre surprizele acestor alegeri a venit din partea jurnalistului Sorin Mățăoanu, care a ales să intre în vâltoarea vieții politice. Acesta a fost ales vicepreședinte al organizației locale și împreună cu secretarul executiv Daniel Dudcă au ținut să explice celor prezenți în sală de ce sunt capabili pentru a ține în continuare partidul la același nivel înalt la care toți susținătorii se așteaptă. Mă bucur că sunt astăzi aici alături de un partid aflat în opoziție și am venit alături nu când partidul era pe val și era la guvernare. Eu cred că e bine să fim împreună atunci când e de muncă, când suntem în opoziție, pentru a câștiga viitoarele alegeri. Pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului, pentru voturile și susținerea în cariera politică, a ținut să mulțumească și membrul biroului permanent județean Gheorghe Alexei tuturor celor care i-au fost alături. Ocupanții funcției de secretar executiv au fost anunțați de către deputatul Cătălin Teodorescu, după care i-a încurajat pe toți cei care activează în acest partid să se implice cu același interes și devotament ca și până acum pentru a obține rezultatele dorite de fiecare. Pentru funcția de secretar executiv, domnul Dudcă Daniel, domnul Zmadea Liviu Constantin, doamna Mălăncioiu Adriana Elena, doamna Oprița Anca Narcisa, domnul Roberto Angel, domnul Dan Ștefan, domnul Cioban Aurel, domnul Jinga Mihail, iar pentru trezorier, domnul Lăvescu Lucian. Astăzi, după ce ați fost aleși și a fost aleasă conducerea organizației locale, abia începe. Să nu creadă cineva că astăzi ne-am ales și oprim motoarele, așteptăm sărbătorile de iarnă. Așa e la partid. Este un an preelectoral, anul viitor e cu două runde foarte importante de alegeri, cele europarlamentare pentru semnalul politic al partidului, cele prezidențiale pentru că ne așteptăm să câștigăm aceste alegeri.